Din data de 8 februarie a început recepția pachetelor de alimente din programul operațional Ajutorarea persoanelor dezavantajate în prezența lui Lucian Biru, expert tehnic din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Județului Suceava fiind alocate un număr de 60.922 de pachete. Pachetele alimentare conțin făină albă de grâu, mălai, paste făinoase, ulei, zahăr, orez, conservă din carne de vită, conservă din carne de porc, conservă pateo de fica de porc, compot de fructe, gem de fructe și gem de fructe dietetic. În cursul zilei de luni au fost recepționate un număr de 12.521 de pachete de alimente în localitățile Boroaia, Drăgușeni, Bogdănești, Râșca, Vadul Moldovei, Liteni, Dolhești, Forăști, Dolhasca, Preutești, Baia, Fântâna Mare, Fălticeni, Hârtop și Vulturești, urmând ca activitatea să continue și în zilele următoare în restul localităților din județ. După finalizarea recepției din toate unitățile administrativ-teritoriale din județ, va începe și distribuția pachetelor de alimente, în paralel cu cele de igienă care deja se distribuie către persoanele din categoriile de beneficiari, așa cum sunt definiți în conținutul ordonanței de urgență numărul 84 din 2020, adică familiile și persoanele singure cărora le este stabilit prin dispoziție scrisă a primarului dreptul la un venit minim garantat acordat în baza legii numărului 416 din 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare. Familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza legii numărului 277 din 2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată cu modificările și completările ulterioare. În ceea ce privește pachetele de igienă, până pe data de 8 februarie au fost distribuite către beneficiare finale aproximativ 44% din totalul pachetelor alocate județului Suceava. Procesul de distribuire va continua până în data de 10 martie 2021 pentru beneficiarii de pe listele inițiale, iar în perioada 11-25 martie 2021 pentru persoanele de pe listele suplimentare întocmite și asumate de către primar sau de către reprezentantul acestuia.